Bună dimineața, dragele mele, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vroiam să fac din nou un plan with me, pentru că am văzut că vă plac foarte mult clipurile astea și m-am gândit să mai fac unul, pentru că am adăugat câteva chestii la agenda mea și la modul în care îmi organizez agenda pentru fiecare zi în parte. Și este dimineață, este luni dimineață, de regulă eu îmi aranjez agenda sâmbătă sau duminică seara, dar n-am avut nici starea necesară ieri și nici timp, și așa că o să fac acum de dimineață treaba asta. Este destul de devreme, strada e foarte circulată și s-ar putea să fie foarte multă gălăgie. S-au zis multe mașini sau pe Lolo care se joacă afară cu pisicile. Așa că vă rog să mă scuzați pentru asta. Pentru început vă ziceam că am adăugat câteva chestii suplimentare la agenda pentru fiecare zi în parte și acestea sunt niște stickere. Momentan sunt doar niște prototipuri de stickere, o să le vedeți imediat și aș vrea să știu dacă v-ar place să puteți găsi aceste stickere, dacă v-ar place să le folosiți și voi în agendele voastre sau în caiete, pentru că am foarte multe, am și etichete pentru borcane, am și etichete pentru caiete și așa mai departe și aș vrea să știu dacă vă place. Am aici câteva modele, astea sunt niște prototipuri, să le spunem așa, astea sunt niște pahare de vin, astea sunt pentru cumpărături, astea sunt pentru film, o seară de film, aici am câteva chestii de beauty, după cum vedeți, astăzi câteva prototipuri și astea le-am făcut pentru săptămâna aceasta și astea tot pentru săptămâna asta. Mai sunt câteva, o să le vedeți pe parcurs și ca să înțelegeți cum arată zilele mele. În primul rând am făcut pentru luna septembrie, pentru că asta era pe septembrie, am făcut un fel de pagină de start în care am pus și câteva obiective pentru luna respectivă și aici am câteva zile pe care le-am avut în septembrie ordonate așa și aranjate cu stickere. Săptămânile trecute nu mi-am organizat agenda și a fost un haos total și de-aia vreau să neapărat să fac asta astăzi. Bun, pentru luna octombrie am făcut altă pagină, asta. La fel, cu calendarul, aici am pus niște bisicuțe care sunt foarte, foarte haioase și, de la fel, to-do-uri pentru săptămână, pentru luna octombrie. Practic, pentru mine, luna începe de astăzi. Astăzi încep și cursurile la master, așa că o să am destul de multe de făcut săptămâna asta și destul de multe chestii cu care să mă acomodez. Pentru început, am să scot foile din așa, din săptămânile anterioare, pentru că le-am ținut doar ca să vi le arăt. De regulă nu le păstrez și rămâne direct de la octombrie. În cazul în care nu mi-ați văzut celelalte clipuri cu Plan With Me, vi le las în bara cu descriere. Asta aici scrie Fear is a liar, call is bluff. Rămâne și imediat după vine și luna. Și de aici o să încep să îmi planific zilele. O să fac pentru toată săptămâna. Și săptămâna aceasta am vrut să mă concentrez în jurul culorilor de mov și de gri. Știu că toată lumea se concentrează pe octombrie, de regulă, pe portocaliu. O să fac și eu în săptămânile următoare, dar am vrut ca săptămâna aceasta să predomine culorile de gri și de mov. După cum vedeți, am mai multe nuanțe aici de gri, de mov, la fel și în pozele astea. Așa, am făcut aici câteva stickere cu Today, To Do, YouTube și am aici două aspiratoare pentru că aspir de două ori pe săptămână, un coș cu rufe, pentru că vreau să spun, un coș de gunoi, o mască, câteva iconițe de YouTube și aici am cantitatea de apă pe care aș vrea eu să o beau pe zi. Am 7 pentru 7 zile, pentru că am constatat că iarăși am început să beau foarte puțină apă și este păcat. Am practic 4 sticle care însemna câte o sticlă de jumătate de litru. Iar aceste poze sunt pentru a le pune în cazul în care pagina îmi rămâne goală, nu am ce să scriu, ca să o umplu puțin, să-i dau un pic de aspect. Iar aici, jos, am încă niște sticlere cu Little Things. Pentru că, așa cum v-am spus, stickerele astea sunt doar niște prototipuri. Eu am să le tai acum și o să le pun pe foaie și vă arăt imediat cum arată, da? Bun, am organizat agenda pe zile și deocamdată arată așa.
Deocamdată luna este cea mai plină până în momentul de față și după cum vedeți am aici de dat niște telefoane importante astăzi și de trimis niște mail-uri, de făcut cumpărături. Mai târziu s-ar putea să ies cu o prietenă la o cafea, cred, încă nu mi-a confirmat, dar am pus totuși un sticker la Starbucks și vreau să lucrez și la blog astăzi. Am de filmat. Am pus YouTube aici pentru că o să filmez clipul ăsta și o să apară mâine și sper să apuc să-l editez în seara asta, dacă nu mâine dimineață, și to-do care o să îl scriu mai târziu. Pentru marți am la fel, am făcut un to-do, am pus un sticker cu YouTube pentru că mâine o să apară clipul ăsta, am aici iarăși sticlele de apă, de aspirat, dus gunoiul neapărat, pentru că săptămâna trecută am uitat, în marță este zi de gunoi, vine mașina să ia gunoiul și trebuie să lucrez neapărat la vlog. Am mai pus aici un sticker cu Little Things pentru că mai apar câteva chestii micuțe de făcut. Așa. Pentru miercuri am pus, după cum vedeți, v-am zis că să pun pozele astea aici ca să nu știu, să mai înfrumusețe, să mai acopăr din albul ăsta. To-do-ul l-am pus aici pentru că sunt destul de puține lucruri de făcut, având în vedere că o să fie o zi de școală și o să am destul de multe cursuri. Apa și deocamdată doar faptul că vreau să pun un clip pe canalul de vloguri. Pentru joi n-am pus mare lucru decât un to-do și un YouTube pentru că trebuie să lucrez neapărat la clipuri și să editez clipul de vineri și cred că joi o să fie cea mai bună zi în funcție și de cum decurge ziua de mâine. Așa, iar pentru vineri la fel, n-am decât asta și apa și Little Things. Am intrat deja, după cum vedeți, în temă cu Halloween-ul. Sâmbătă este zi de curățenie prin casă, după cum se vede. Iar pentru duminică, momentan, nu am pus decât că vreau să mă uit la niște filme și că o să apară un clip pe canalul de vloguri. Aș vrea să apară, să vedem dacă reușesc să pun în săptămâna asta 4 clipuri. Așa, am un Little Things și aici un mască. Da, cam asta e pentru moment. Vroiam să vă arăt stickerele, sper să vă placă. Nu sunt forma finală, cum v-am zis, sunt doar niște prototipuri. O să, când o să le finalizez, nu o să aibă marginile astea albe. Momentan am vrut să văd cum se printează, cum se văd pe hârtie, cum se lipesc și așa mai departe. Sunt lucruri la care trebuie să lucrez. Dar spuneți-mi voi ce stickere ați vrea să aveți. Nu știu, fie că sunt astea, fie că sunt pagini întregi. Spuneți-mi ce stickere ați vrea voi să aveți. Ce agende aveți, ce tipuri de agende aveți, mărimea agendei și așa mai departe și de ce anume ați avea nevoie în agendă și desigur ce v-ar place să vedeți, da? Sau dacă v-ar place să vedeți un clip din ăsta mai des cu ce sticăre mai pun eu. Cam atât pentru astăzi, sper să vă placă, vă pup și o să mă duc să-mi completez ziua de astăzi. Vă pup, o zi frumoasă, pa, pa!